Salut și bun venit la o nouă lecție de germană! Eu sunt Olivia. Cu ocazia anului nou care începe mâine, astăzi vom vorbi despre expresia Guten Rutsch, respectiv Guten Rutsch în neue iar. Ce înseamnă de fapt această expresie? Știm că Guten vine de la gut, bine, bun, dar ruci, ce înseamnă de fapt? În primul și în primul rând vedem că ruci este un substantiv deoarece este scris cu literă mare, evident. În plus, mai putem recunoaște imediat că este un substantiv cu genul masculin. De ce? Pentru că altfel nu am putea să spunem guten. Guten se poate pune doar în acuzativ în fața substantivelor cu genul masculin. Ca guten morgen. Bună dimineața. De morgen, masculin, așa că vom spune guten. Guten morgen. Nu ca la Noapte bună, gute nacht! Oricum, să nu deviem prea mult de la subiect. Deci, ruci, un substantiv cu genul masculin, iar la plural este di-ruce. Înainte să vorbim despre cuvântul în sine, vom cunoaște alt substantiv care este foarte, foarte similar. Și anume, di-ruce. La singular de data asta. Iar la plural, di-rucen. Ce înseamnă topoganul. Și atenție, diruce este singularul cuvântului topogan, iar la plural este dirucen, dar dea este singular și pluralul acesta este diruce. Să nu încurcați singularul cuvântului topogan cu pluralul cuvântului dea ruci. Chiar dacă se scrie la fel, și din întâmplare au și același articol hotărât în fața lor, dar unul dintre acest di este articolul pentru substantivele cu genul feminin, iar acelalt di este pur și simplu articolul hotărât pentru substantivele la plural. Mai departe, unde mai întâlnim acest cuvânt di ruce, topoganul? De exemplu, mai putem întâlni la facultatea de Mate Info a Universității Tehnice din München, mai precis în Garching, unde găsim acest topogan în formă de Parabolă. De fapt, sunt două topogane, iar împreună arată ca o parabolă. Îi mai spune și di parabel ruce, parabel, parabolă. Până acum am văzut că di ruce este un topogan pe care se pot da ori copii, ori uh, studenții, ori și profesorii sau cine mai îndrăznește să alunece pe aceste topogane. Dar di ruce mai poate fi folosit și în alte contexte, de exemplu, un astfel de topogan, cum vedeți aici în poză. Deci pur și simplu este o suprafață pe care poate aluneca ceva, foarte general spus. Aici vedem că este un tub, ar putea fi pur și simplu și o placă pe care alunecă lucruri. În acest context o să învățăm și adjectivul rucig, care înseamnă mai mult sau mai puțin alunecos, de exemplu, diabonis rucig, Odeaua este alunecoasă și mult mai important este verbul rucen, care înseamnă a aluneca, a se da pe tobogan sau foarte general formulat a se mișca plutind sau alunecând pe o suprafață. Să vedem câteva exemple cu acest verb rucen. Die Kinder wollen rutschen. Copiii vor să se dea pe topogan. Într-un context puțin diferit, Mein Snowboard ist weggerutscht. Dann musste ich bis zum Ziel auf dem Hintern rutschen. Snowboardul meu placa mea a alunecat la vale. Vedeți că vecrucen nu mai este doar rucen, cum l-am văzut până acum, are acest cuvințel mic vec în fața lui și desigur nu mai este la infinitiv sau nu este nici măcar la prezent, este un participiu, dar nu contează, îl vedem sub o formă puțin schimbată, vec crucen, a aluneca departe de ceva. În contextul acesta a alunecat la vale, deci cumva departe de mine, tins spre mine. Vec arată că ceva se depărtează de mine, nu neapărat la vale, dar în acest context este evident la vale. Dan muste ich bis zum Ziel auf dem Apoi a trebuit să alunec pe fund până la sosire bis zum Ziel, până la sosire, auf dem Hintern, pe fund, rucen, într-un fel a aluneca sau am putea să spunem și pur și simplu apoi a trebuit să mă dau pe fund până la sosire. Pentru că aparent placa mi-a alunecat deja la vale. Alt exemplu în care a aluneca nu mai poate fi privit în sensul lui propriu. Kannst du bitte rutschen? Ich möchte auch auf der Bank sitzen. Rutschen în această propoziție este o expresie din limbajul colocvial. De fapt, dacă am vorbi limba germană corectă, ar trebui să folosim verbul rücken, care are destul de multe înțelesuri despre care nu vom vorbi acum, dar în această situație concretă înseamnă a se mișca, a se da puțin la o parte. Situația este următoarea. Cineva stă pe o bancă și aparent ocupă foarte mult loc, poate fi o persoană sau poate fi, pot fi mai multe persoane, iar vorbitorul întreabă pe una dintre aceste persoane poți te rog să te dai puțin mai încolo pe bancă. Ich möchte auch auf der Bank sitzen. Și eu doresc să stau pe această bancă. Și eu doresc să șed pe această bancă. Alt exemplu. Meine Hose rutscht ständig. Sie ist mir zu groß. În limba germană nu spunem cad pantalonii de pe mine. Spunem meine Hose rutscht. Meine Hose rutscht ständig. Pantalonii îmi cad mereu într-una de pe mine îmi sunt prea mari. Sau, mie este tase aus der Hand Mi-a căzut ceașca din mână. Sau mi-a alunecat ceașca din mână. În aceste două exemple vedem că rucen se folosește cu obiecte care nu stau în locul unde ar trebui să stei, adică pantalonii nu stau bine pe mine pentru că îmi sunt prea mari. Am putea, de exemplu, să spunem și despre ochelari atunci când sunt prea mari și tot cad de pe nas. Dibrile ruci iar în acest exemplu vedem un sens învechit al cuvântului rutschen învechit și folosit și pe atunci doar în limbajul colocvial seine familie ist über die feiertage nach hamburg gerutscht familia lui a plecat de sărbători în Hamburg a făcut o excursie în Hamburg deci rutschen a face o excursie a face o călătorie sau die ruci cu acest sens ar putea fi o călătorie dar atenție, nu se folosește în ziua de astăzi. Vă arăt acest exemplu doar pentru că se presupune că rucen cu această însemnătate sau de ruci ar putea explica de unde vine gutnruci. ruci. Adică se însemne oarecum călătorie bună în anul nou. Totuși nu este 100% sigur că asta este originea expresiei gutnruci sau gutnruci în snoie ea. Pe lângă sensul învechit, călătorie, excursie al cuvântului ruci. Avem și sensuri care, într-adevăr, se folosesc, chiar dacă apar doar în anumite contexte și iar aceste contexte nu sunt neapărat cotidiene, dar haideți totuși să le vedem. De exemplu, in den Bergen werden viele ruce und lavinen durch Menschen und Tiere ausgelöst. Werden ausgelöst este forma pasivă de la auslösen. Adică auslösen provoca în contextul acesta, werden ausgelöst, sunt provocate. Deci, in den Bergen, în munți, multe alunecări și avalanșe, lavinen, avalanșe, sunt provocate, werden ausgelöst, durch Menschen und tire, de oameni și animale. În plus, mai întâlnim cuvântul în eatruci, alunecare de teren. Acum am văzut cuvântul ruci în două contexte nu neapărat bucurătoare, dar asta nu înseamnă că cu ruci are vreo influență negativă. Spunând acestea, să revenim la expresia „Guten sau cu ruci în snoie ea. Ja. Spuneam că îl putem interpreta ca călătorie bună în noul an sau excursie bună în noul an sau poate chiar drum bun în noul an. Dar mai există și alte teorii de unde ar putea veni această expresie și anume din Rotfelsch, care era o subcategorie a limbii germane acum mulți ani, sau din Yiddish, care era una dintre limbile vorbite de evrei. Nu vă pot da detalii despre aceste dialecte, am putea poate spune, dar în momentul de față nu prea contează. Cert este că se presupune că Roșhașono provine dintr-una dintre aceste limbi. Nu se știe exact din care, dar se știe pe de altă parte că Rotfelsch a avea și o influență din limba aceasta a evreilor. În fine, nici asta nu contează prea mult. Care limbă a influențat pe care este oricum o discuție dusă de oamenii de știință și unii susțin anumite lucruri, alții susțin alte lucruri și se contrazic tot timpul. Pentru noi este relevant că a existat această expresie care însemna un capăt, un început de an bun. Roș înseamnă cap, capăt, căpătui, poate chiar și capitan sau început. Și este posibil ca din această expresie să se fi născut și expresia de guten ruci, dar nu se știe exact. Iar pentru voi, cred că oricum sunt mult mai interesante celelalte sensuri ale cuvântului ruci, rucen, rucig. Pentru că, pur și simplu, pe aceste cuvinte chiar le folosim în ziua de astăzi. Acestea fiind spuse, guten rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns im neuen Jahr. Tschüss!